A învins de două ori cancerul, însă destinul l-a supus la o grea încercare pentru a treia oară. Un tânăr de 26 de ani are nevoie de ajutorul nostru ca să înfrunte din nou boala. A primit vestea dureroasă acum două luni, însă este optimist și speră să iasă învingător din această luptă cruntă. Eugen Ceban este originar din satul Valea Perjei, raionul Taraclia. Acesta suferă de cancer al ganglionilor limfatici, iar potrivit medicilor, maladia este în stadiul 2. Lupta pentru viață a început acum 2 ani și jumătate, când a aflat diagnosticul. După tratamentele din țară, dar și de peste hotare, s-a vindecat. În urmă cu două luni, însă, a primit din nou vestea tristă. Când mi-a spus în Turcia că am intrat în remisie și sunt sănătos, momentan, eu nu credeam și asta era prima dată după copilărie când eu am plâns nu știu cum și eu că atunci am plâns foarte mult, pentru că eu nu credeam. Așa m-am deprins de spitale, de policlinici, că întotdeauna trebuie să plec acolo și acolo și trebuie să trec prin chimioterapie, iar prin niște proceduri care sunt recriminează eu foarte grav. Eugen va merge în această săptămână în Turcia pentru tratament. Pentru asta are nevoie de 95.000 de dolari, o sumă mult prea mare pentru veniturile familiei sale. Mama sa este invalid, iar tatăl a murit. Tânărul locuiește împreună cu familia surorii sale, care reușește cu greu să facă față cheltuielilor zilnice. Puțin cu puțin au reușit să adune aproximativ 13.000 de dolari. Când îți spun că el e sănătos și boala iar a recidivat, asta e o lovitură foarte mare. O mare, mare rugăminte și dorință ca să-l văd sănătos alături de noi. E foarte greu să ceri bani de la oameni, dar cu părere de rău am ajuns la asta ca să cerem. Doar toți împreună îl putem salva, noi singuri nici acum. Deja suntem epuizați și financiar și emoțional. Cei care vor să-l ajute pe Eugen să învingă cancerul pot depune bani pe conturile afișate pe ecran.